Mulțumesc! Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri anunță demararea celei de-a șapte etape a programului Prima Casă. Băncile au la dispoziție un plafon total de garantare de 2,64 de miliarde de lei, la care se adaugă diferența rămasă nefolosită din plafonul de anul trecut. Odată cu publicarea în Monitorul Oficial, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM anunță demararea etapei a șaptea a programului Prima Casă. Băncile au la dispoziție un plafon total de garantare de 2,64 de miliarde de lei pentru 2015, la care se adaugă diferența rămasă neutilizată din plafonul anului trecut. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice stabilește comisionul anual de gestiune pentru imitarea unei garanții la același nivel cu cel anterior, respectiv 0,49% pe an, aplicat la soldul financiar. Din momentul publicării comisionului, băncile partenere pot să trimită fondului solicitări de garantare pentru aprobarea dosarelor depuse de beneficiarii programului Prima Casă. Până la alocarea efectivă a plafonului aferent anului 2015, finanțatorii participanți în program pot transmite solicitările de garantare în limita diferenței alocate și rămase neutilizate din plafonul anului 2014, se arată în comunicat. Pentru 2015, guvernul a aprobat acordarea de garanții guvernamentale pentru achiziționarea unei locuințe prin programul Prima Casă, în valoare de 2,5 miliarde de lei. În cadrul programului sunt partenere 17 bănci care activează pe piața din România. Ca și în anii anteriori, în 2014, programul Prima Casă a reprezentat principalul stimulent al pieței imobiliare rezidențiale. Peste 50% dintre tranzacțiile din această piață s-au realizat prin acest program. Astfel, anul trecut, Fondul de Garantare a acordat în cadrul programului Prima Casă aproximativ 25.000 de garanții pentru finanțări accesate în valoare de 900 de milioane de euro, cu o valoare medie a finanțării undeva la 36.000 de euro. Totodată a urcat numărul celor care au optat pentru un apartament nou, respectiv o treime dintre clienți și-au investit bani într-o locuință construită după 2008. Cele mai multe solicitări au provenit din capitală și din împrejurimi.